Această prezentare se referă la coordonate geografice și hărți digitale. Va încerca, într-o manieră interdisciplinară, să prezinte legăturile între fizică, geografie, folosind noțiunile de sistem de referință bidimensional și tridimensional și coordonatele geografice, între matematică și geografie, calculul distanțelor pe glob, între topografie, geodezie, geografie, folosind noțiunile hărți digitale și sisteme de conversie, folosind estimarea poziției, folosind GPS-ul, legătura între matematică, fizică, inginerie informatică și geografie. De asemenea, găsirea informațiilor administrative și culturale importante va face legătura între administrație, cultură și geografie. Prezentarea va avea exerciții și teme pentru acasă sau exerciții în cadrul prezentării. În general, ele sunt pe platforma Kahoo. De asemenea, vor exista pentru clasele superioare mici scripturi în MATLAB, octave, care vor putea fi folosite pentru a calcula diferitele mărimi care apar sau a rezolva diferitele exerciții care apar în prezentare. Toate aceste informații, prezentarea în PowerPoint, scripturile, temele suplimentare vor putea fi descărcate și utilizate în cadrul lecțiilor dumneavoastră. Prezentarea începe cu o scurtă discuție despre importanța hărților, despre aspectul istoric, despre importanța lor politică, economică, culturală și chiar multiculturală. Apoi este o discuție despre sistemele de referință în fizică și legătura lor cu noțiunea de traiectorie în spațiul tridimensional și cu noțiunea de serie temporală, de spațiu al fazelor, o noțiune importantă în analiza sistemelor dinamice în fizică, în cercetarea în fizică. Apoi, analiza, discuția coordonatelor geografice și, cel mai important, transformarea de la niște coordonate pe suprafața unei sfere la coordonate pe o suprafață bidimensională, în hărțile bidimensionale, care va oferi posibilitatea discuției despre sistemele de conversie și despre inerentele deformări care apar în această situație. Apoi vom discuta despre transformarea coordonatelor geografice în diferite prezentate în diferite forme, de exemplu din grade decimale în grade, minute și secunde. Vor fi exerciții pentru ambele sisteme pentru clasele inferioare și clasele superioare, mă refer la clasele de gimnaziu și de liceu. Pentru clasele de gimnaziu, o temă suplimentară pentru acasă ar putea fi de aceea măsurării latitudinii și longitudinii directe printr-un experiment direct. Apoi se va discuta măsurarea distanțelor pe o suprafață bidimensională și deosebirea față distanțele pe o suprafață a unei sfere, formule de conversie între coordonatele geografice celor două puncte și distanța pe cercul mare între cele două puncte. De asemenea, probleme privind scara de reprezentare sau exerciții și unghiul central care leagă două poziții pe suprafața unei sfere sau pe glob. Apoi vom discuta despre hărțile geografice, sistemele de conversie și proiecțiile ortogonale, avantajele și dezavantajele fiecăruia și, așa cum am zis, deformările inerente care apar în aceste proiecții. Hărțile digitale vor fi subiectul următoarelor prezentări. Hărțile digitale, nemai având aceste dezavantaje ale deformărilor pe care le suferă hărțile bidimensionale, virtualizarea lor, prezentarea multor baze de date pe aceeași hartă digitală a multor puncte de interes, calculul distanțelor, densităților sau obținerea de diferite date statistice fiind foarte mult ușurată. Se va discuta despre forma globului pământesc, care, datorită forțelor de rotație, forțelor gravitaționale sau
curenților, de aer și de apă, nu este nu este o sferă, nu este niciun elipsoid, este o suprafață care este în continuă dinamică, cu variații de până la 100 de metri vis-a-vis de nivelul mediu al mării, care nu este, după cum am zis, nici cel stabil. Se vor prezenta diferite site-uri pe care se pot calcula distanțele, ariile și înălțimile diferitelor poziții. Vom discuta despre diferite tipuri de hărți, apoi despre Global Position System, sistemul modern de localizare a punctelor de interes și de generare a hărților digitale. Se va prezenta un exemplu foarte simplu, bidimensional, în care, știind distanțele până la 3 puncte ale căror coordonate le cunoaștem, putem afla poziția noastră și, folosind un sistem de ecuații matematice, vom putea rezolva această problemă. Desigur, problema este o problemă generală de triangulație și pentru clasele mari se va prezenta această problemă generală, în care, având pozițiile a două puncte A și B și unghiurile sub care se observă un al treilea punct, în acest caz într-un caz bidimensional, dar și în cazul tridimensional este similar, putem să calculăm poziția punctului P necunoscut. Exercițiile prezentate sunt mai curând intuitive și de atenție decât de observare, decât de calcul, pentru a încerca ca să prindem elevii în cursul prezentării noastre. Pentru cazul tridimensional, cei patru sateliți necesari pentru a calcula poziția unui observator pe suprafața globului. De asemenea, vor putea fi prezentate, vedeți, diferite scripturi în octave, acesta este triangulație.m sau în MATLAB echivalent, care pentru cei din liceu, cu un minim efort de programare, vor putea să rezolve probleme foarte, foarte complicate de rezolvat altfel și cu mari satisfacții, mai ales că în ziua de astăzi modelarea și calculul numeric sunt indispensabile oricărei activități, atât de cercetare cât și de informare. Hărțile digitale și bazele de date vor avea ca exemplu, de exemplu, Agenția Națională de Cadastru și Proprietate Imobiliară, în care sunt informații de publicitate și de geodezie și cartografie pe teritoriul României, sau în alte site-uri europene care se ocupă cu aceeași problemă foarte importantă din punct de vedere administrativ și social. De asemenea, patrimoniul național, arheologia, patrimoniul scris, etnografia, numismatica, teatru pot fi accesate printr-o bază de date de harte digitale prin site-ul Institutului Național de Patrimoniu pentru România, sau prin site-uri similare pentru Polonia sau pentru Europa. În încheiere, se va prezenta posibilitatea de a vizita virtual muzeele prin Google Arts and Culture, un proiect extrem de important și de ușor de folosit, cu mari beneficii pentru cultura elevilor. Toate aceste prezentări și exerciții suplimentare pot fi downloadate și informații suplimentare pot fi obținute prin contactul cu noi, cei care am realizat aceste prezentări. Vă mulțumim!